În retragerea distinției mele se poate găsi elementul provocator al puterii postcomuniste reprezentate prin Victor Ponta și Corina Crețu și camarazii, tovarășii lor, dar este foarte trist pe de altă parte că nu numai comuniștii și ceaușiștii de astăzi stau în spatele acestei acte, ci și naționalismul tradițional românesc, deoarece vedeți că un german retrage distinția de la un maghiar în România. Este chiar ridicol acest act, pe de altă parte este o ofensă clară împotriva schimbului de regim pornit din Timișoara și reprezintă un fel de negare, negație al procesului de a procesului schimbării de regim, trebuie uitat, trebuie văzut acest act în așa fel. Fac abstracție de la persoana mea că astfel de lucruri pot întâmpla și cu alți cetățeni români de etnie maghiară sau de altă etnie sau chiar cu alți cetățeni români de etnie românească.